cea de-a doua competiție. Ce așteptări ai pentru meciul de mâine de la media și cu Schellenberg? E clar că ne dorim să câștigăm. E o competiție în care Petrolul de-a lungul timpului a avut succes, a câștigat trofee și ne dorim să mergem cât mai departe în această competiție. Deci este un obiectiv important și Cupa României. Da. Pentru mine personal și pentru noi ca și echipă, pentru vestiar, ne-am impus ca Cupa României să fie un obiectiv important. S-a schimbat un pic și sistemul de anul acesta. Pot fi 3 meciuri în această toamnă în plus în Cupa României. Este un avantaj sau un... Nu mă deranjează și nu cred că ne deranjează. Avem un lot destul de numeros. E important să ajungem să jucăm astea 3 meciuri, adică să câștigăm meciul de mâine. Ai apucat să vezi adversarii, mai ești la curent cât de cât cu Liga a doua? Va trebui să urmăresc, pentru că e clar că jucând cu ei trebuie să știm la ce ne așteptăm. Schellenberg o echipă bine organizată, o echipă bună a Ligii a doua în acest sezon și sezonul trecut a avut câteva rezultate destul de bune. O echipă care joacă practic fără obiectiv în campionat pentru că n-au drept de promovare și probabil își doresc să ajungă și cât mai departe în Cupa României. Această dată ne aflăm noi în situația în care suntem echipa de eșalon superior, va trebui să tratăm cu toată atenția... Asta e clar, că toată atenția a fost îndreptată către acest joc, i-am analizat destul de bine, o să vadă și jucătorii analiza, în mare știm la ce să ne așteptăm, depindem doar de noi la meciul ăsta să facem ceea ce trebuie. Este și o posibilitate să vezi unii jucători pe care n-ai apucat să-i vezi prea multe meciuri oficiale în acest sezon? Nu vor fi multe schimbări, dar cu siguranță dacă vom reuși, de exemplu, să-i avem în acte cu noi pe Mataus, mi-aș dori să-l văd, pentru că la meciul de sâmbătă cu CFR ne lipsește Huja și trebuie să găsim o soluție. Nu vor fi multe schimbări. Practic vorbim de un mini cantonament la Mediaș, 5 zile mergem, în care stați acolo, da, mergem la Mediaș. Partea bună e că jucăm amândouă meciurile acolo și nu trebuie să ne mai depasăm. Partea rea e că e același Mediaș pe care îl știm de câteva jocuri și nu e un teren foarte bun, dar același teren pentru ambele echipe. Nu cred că trebuie să ne găsim o scuză sau să ne plângem. Va fi și Budescu cu voi, a debutul lui se amână, totuși nu se va produce. Nu se pune problema să intre încă la joc. A început și în antrenamente, e alături de noi să pregătește. Trebuie să-și urmeze pași în această recuperare a lui și la momentul în care o să fie pregătit 100%, cu siguranță vom apela la el.